Uite, oi. Se văd? Da. Ioriță, laie, laie, buclaie. Astăzi trebuie să-mi dau cam așa jos cum e cald. Cam aici stau eu. E zona secretă, nu vă zic unde. Nu știu, am stat prea mult în izolare. Salut, cine m-am găsit la un episod. Suntem pe 2 mai. Stai să vă aranjez aici. Stai, nu mai vreau să stai. Vine. Stai. Am stat prea mult în izolare și m-am întâmpit. Salut și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Moise Daniel. Astăzi vreau să vă povestesc de o chestie tare și o să vă arăt și filmare. Unde să vă fac acum pe PlayStation. N-am televizor, am doar laptop. Vezi? Laptop, PlayStation, televizor, n-am internet, nu am decât date mobile și am un microfon și jocurile stau. Trăiesc așa minimalist. Nu știu, am spălat pe jos, dar iară aș trebui să spăl. Se adună praf ușor pe parchetul ăsta. Sincer, stau de o săptămână în izolare și nebunesc. Oricum, ies numai ca să fac cumpărături strictul necesar. Mai vreau să-mi las mustața și pe urmă vreau să tai din ea, dar... N-am farfecă, nici unghiere n-am. Mi-au crescut unghiile. Și vreau să vă vorbesc astăzi despre... Aseară mă uitam la un meci de box cu Mike Tyson. Și era, nu știu, titlul videoului, ceva de genul că cel mai bun lupta cu Mike Tyson, nu știu, ceva de genul era. Și... Ideea e că e efectul, nu știu dacă ați auzit de efectul Nelson de Mandela, efect. Ideea e că efectul Mandela este creația scriitoare, cercetătoare și consultantă în paranormal Fiona Broom. Acesta a fost pentru prima dată termenul în cadrul unei conferințe la care a participat în 2010. Și în cadrul căreia mai mulți participanți au spus că sunt sigur că Nelson Mandela a murit în închisoare în anii 80. Mandela a murit în 2013 și a fost președintele Africii de Sud între 1994 și 1999. Și eu cu Nelson Mandela asta știam că odată am auzit că a murit în 80 și odată că a murit acum recent, în 2013, de două ori am auzit treaba asta, știi? Și de-aia mi s-a părut ciudat cu efectul ăsta. Și că e amintire falsă, da? Și să vă povestesc eu cu Mike Tyson ce s-a întâmplat, e că mi-amintesc că se lupta cu un oponent de-a lui, tot așa solid și mare și negru ca el. Și știu că l-a mușcat de ureche, nu știu de care ori, de stânga sau de dreapta noastră contează, dar știu că atât de tare l-a mușcat că i-a rămas o bucată, deci urechea omului era ruptă, pur și simplu, se vedea. Și atunci, așa țin eu minte că s-a întâmplat și Mike Tyson i-a scuipat urechea sau nu știu ce Dumnezeu i-a făcut în ring de box, da? Și atunci, când m-am uitat ieri, a părut doar atât că l-a mușcat odată de urechea dreaptă și de urechea stângă și când l-a mușcat și de urechea stângă, antrenorul l-a văzut pe adversarul Mike Tyson, l-a controlat și l-a descalificat pe Mike Tyson pentru treaba asta, de nu așa mi-aminteam. Și ca să vedeți videoul, când Mike Tyson pierde controlul, așa se numește videoul ăsta, și sunt izolare de o săptămână, deci dacă am rezistat o săptămână, mai rezist două și e timpul să stau și 14 zile în izolare. Când am stat. Adică eu, e stilul meu de viață ăsta, gen. Și hai să ne uităm la... Stai să scot căștile sau nu, să nu le scot, stai să-mi pun căștile. Mike Tyson is certainly one of boxing's greatest fighters. His name is one of the most famous, which led to... At the beginning of the second round, Tyson was headbutted, which led to opening a cut over his right eye. After a short break, the fight was continued. Mike began the third round very actively. Several of his powerful punches reached Holyfield's head. In the last minute of the round, as the fighters were in a clinch, Tyson bit Holyfield on his right ear. The referee called for a timeout, and after talking to the doctor, deducted 2 points from Tyson, and the fight was resumed. 2 points! 2 points off here! A few seconds later,
Mike bit his opponent again, but this time on the left ear. The fight was not stopped, so the bout continued until time expired. I'll tell you what, this is unbelievable. But in between rounds, the referee discovered the bite on Holyfield's left ear and decided to stop the fight and disqualify Tyson. Când mi se pare că era un cadru când ai filmat urechea că era pe ring. Mike Tyson ear bite. Uite, eu așa stau. Mike Tyson bites Holyfield's ear clean off. Asta e un video mai vechi de 4 ani. Adică e postat de 4 ani. Ia uite, le-a atacat de spot. Are urechea întreagă, a trecut a doua oară prin mușcă. What is the referee going to do about that? One point deduction for Tyson. It's here. Now let's take a look again. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see, he steers there. There he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to rip free. And an awful lot of pain. De asta zic că nici aici nu apare culmea, bă. Și aici cred că mi s-a întâmplat, eu zic, cu efectul ăsta de Nelson Mandela, că eu știu, țin minte că o bucată ca lumea de jos, de la... De aici, de, cum îi spune la prostia asta, de aici, îi lipsea, așa țin minte. Și dau mai multe exemple, de exemplu, dacă ne uităm acum cu efectul din ăsta de Nelson Mandela, cum, de Mandela, sunt multe, și la Monopoly am văzut și la... La maimuța George, ce știu, am văzut, de exemplu, cine își amintește maimuța George, care coadă de maimuță sau nu are, și sunt mai multe chestii care nu cred că nu le prea văd prea importante, dar asta mi s-a întâmplat mie cu Mike Tyson. Eu știu și parcă așa ții minte, acum nu vreau să mă mint, să ziceți că mint, când l-am mușcat de ureche, știu că îi lipsea și o bucată, se vedea din îi lipsește. Stau de o săptămână în carantină, n-am ce face, n-am internet decât date mobile în casă, foarte greu. Și mă mai joc vreun joc video, ce am. Ce bună e cafeaua, bă. Să vedem ce o să se întâmple pe 15 mai, știi? Sper că... Dar și așa, gen, cât de mult poate să ne relaxăm, cât de mult putem să ne relaxăm, că nu o să... Câteva vorbe despre treaba asta cu coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus. E că și după 15 mai, dacă ne relaxăm puțin, asta înseamnă că putem să circulăm mai liber, să zicem. Că să faci cumpărături liniștit, să faci o plimbare, să ieși o plimbare în parc, dar și atunci trebuie, zice, obligatoriu să porți mănuși și măști. Ce am urmărit de rândul trecut, ce mi-a zis, stai și mai când vă povestesc acum. Dar fac eu, e obligatoriu să porți măști și mănuși, trebuia să fie obligatoriu să porți măști și mănuși de când s-a auzit de primul caz din România, la noi în țară. Dar și așa stăm foarte bine la capitolul coronavirus la noi în țară. Nu știu cum să zic, mă mir că, cum să zic eu, nu ne-a lovit atât de tare virus, încă. Și problema aici, am observat, este că au luat relaxarea asta mai înainte de termen, gen relaxare, că ne vedeam pe toată lumea că poartă obligatoriu mănuși, măști, și acum văd că nu mai poartă nimeni. Ori nu mai găsești și nu mai ai din cauza asta, ori nu mai bagă în seamă, gata, zice, bă, ne-am săturat, lăsați-mă în pace, știi? Și să nu cumva să aibă un fel de comeback, un fel de contraatacă virusul ăsta prin toamnă, să vezi dacă nu... Dacă o lăsăm prea moale, prea repede, aia e faza. Și...
Cam cu asta n-am fost eu de acord când a zis că e obligatoriu să porți măști și mănuși. Astea trebuiau purtate de la bun început, nu acum trebuie să zică că e obligatoriu. Și oricum o să mai dureze până o să ne revenim, până se deschid fabricile iar, care bine, unele sunt deja deschise și încă funcționează, dar sunt unele care le-au închis, și până se rea restaurantele, până se rea totul, așa ca o locomotivă, știi, tic, 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 tic. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. O să dureze până ne revenim noi în totalitate la normal, vreau să mă refer. 64% din voi încă nu sunteți abonați la canal. Cum rezolvăm problema asta de azi? Ce să zic, sper că ne vedem cu bine, că vreau să mă duc la muncă, să muncesc ceva, credeți-mă că n-am, adică stau în casă, am mai făcut flotări, dar simt că s-au atrofiat mușchii pe mine, s-au înmuiat și picioare. Le-am făcut cu două zile, am făcut 100 de flutări și 100 de genuflexiuni. Bine, nu le-am făcut toate de prima și am făcut febră musculară la picioare. Și vreau să deschidă sările, să ieșim la aer liber, cu plimbat, cu bicicleta una alta. Nu mai vreau. Eu și așa am vrut să ies cu Uber-ul și de fapt când ieșeam, tot n-am făcut niciun leu, n-am făcut bani, ca să zici că ieșeam la limită. Că să plătesc mașina și să plătesc și gazul, știi? Dar eu știam că sunt persoane care totuși au nevoie de o mașină și preferă să vină cu un Uber sau un taxi și într-un fel știam că, cu toate că nu am făcut bani, erau persoane care, în loc să se suie în autobuzul ăla să răspundească, mai bine să suie o mașină la mine. Și eu am fost de acord, gen, nu am făcut-o doar pentru bani, până la urmă n-am făcut niciun bani. Înțelegi? Și acum sunt pe minus, trebuie să dau eu bani pentru treaba asta, am dat bani de la mine, am început cu 500 de ron și i-am cheltuit pe ea, treaba asta, pe gaz și pe mașină, începând de la spălat, gaz, service, am făcut schimb de ulei și toate astea și nici acum nu merge mașina, nici acum nu m-am sunat Mirela cu mașina, să vedem de săptămâna viitoare ce o să facem. O să închirez altă mașină pentru Uber și între timp am dat peste un iepure, am și niște poze cu iepurele dacă vreți să vedeți, am dat peste un iepure, am luat radiatorul, radiatorul induit, scapă apă, nu mai ține apa, se încălzește motorul, m-am dus cu ea la autochelul, a rămas acolo o săptămână, nu pot să iau, pentru că nici asta de la asigurări n-am rezolvat, n-am de la Banca Transilvania o puternicire, care trebuie să o trimit la constatatorul, la bărbatul ăla. Și după aceea o să-mi zică unde să repar mașina, ce serviciu trebuie să iau de la autochelul, să o tractăm pe platformă, o punem pe platformă, de pe platformă o duci de la service și între timp o să dureze o săptămână, două, știi? Și sunt multe chestii ca să vă povestesc acum într-un video de două. Am lovit mașina, stă la autochelul, nu pot să o repar încă, pentru că îmi lipsește un singur act și într-un fel mi-a prins bine. Că stau și în izolare, mă mai odihnesc că o să am timp să bag, când mă bag în priză nu mă mai scoate nimeni. Bine, o să încerc să fac un program, să pot să și mănânc, să pot să fac și YouTube, să le fac pe toate cumva. E greu, n-am ce face și să merg și la sală, eu aia vreau, am slăbit puțin. Puțin am slăbit, cred că mai bine de 5 kg. Pentru că nu mai simt nevoia, nu mai am pofta de mâncare ca înainte. Când mă duceam la sală, aveam un program, mâncam dimineața, mă prânz peste, mâncam mereu, mi-era foame și acum nu mai mi-e foame și nu-mi place să forțez lucrurile. No, eu sunt Daniel, sper că vă place, apăsați butonul de like, abonați-vă, eu o să editez video, stau în casă și o să mă uit la un film. Ce film este? Zombieland Double Tip, parcă se numește. Zombieland Double Tip a apărut în 2019. Asta are a doua parte, cum ar veni. Zombieland Double Tip. Double Tip. Și cam asta e, stăm în casă. Ce am mai vrut? Am mai vrut să zicem așa multe alea? Nu. O să editez video.
Aveți o zi faină. Aveți grijă de voi, oameni buni. Și ne vedem, dacă mai vine vreo idee ce să ține și rămâne. Over and out. Peace. Bye. Good afternoon, good evening, and good night.